Cu Jeana ai vorbit? Să cânte el? Păi, dar nu crezi că m-a rugat de sporcata aia de rodia gâții măsii? Să nu prim pe aici, că nu știu ce-i fac. Lasă, că ți-o iau eu de cap și ți-o tărvălesc eu pe peste tot dacă tu nu te otărăști. Ce dracu, că am idei la asta? Fă, tu n-auzi că nu vreau să o văd la față? Vrei, mă, să-ți aringi și să nu mai vezi deloc? Ca și cu bâlbâitul ăla. Știi unde e rochii? Da. Unde? La dracu să lea. Că pe ăsta ți-l împușc eu. Că din cauza lui, uite, ești așa. Fă! Ia stai tu, dracule, și nu mai pușca în stânga și în dreapta. De ce, mă? Oameni. Că ori el, ori Italia nu te-a băgat în spital după ce a vrut să-mi împuște matrisul. N-am stabilit odată că nu e de să știe că e chiar așa? Pentru că ei a venit amândoi la mine la spital când credea că sunt mort. Și unul a zis că îi pare rău că n-a făcut-o el și ăla s-a jurat să mă răzbune. Așa și? Ieși afară. Mă, dar n-ai de unde să știi că n-a fost ei chiar și așa. Nu ieși? Fă, ei a venit amândoi la mine la spital când credea că sunt mort. După împușcătura care s-a auzit, eu l-am prins pe Gabriel de gât și l-am trântit în spatele meu, pe asfalt, și am ieșit în față. Și am primit... State! A venit doi polițiști. Nu i-am invitat eu. E bine venit. Te-a rămas mâncare de la paranghilie? Da. Păi, ai poate îi servești și cu ei cu ceva. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Că le-a tăiat 25% din salariu, le-ai impozitat bonurile de masă, nu? Poate de-aia a venit. No, nu, a venit să le dau eu câte un șut în cur, da? Hai, mă, că n-am chef să ajung la poliție iar acum după paranghilia de-asteară. Te rog. Cu ce vă pot fi de folos? Domnul Potcovaru, ați putea să ne explicați cum ați reușit să vă treziți din coma cerebrală? Lucru imposibil din punct de vedere medical? Nu. Medical sunt mort. N-am cum. Dar ați putea să ne explicați cum de n-ați aflat până acum cine l-a sinucis pe ăla de la spital? Cine a îngropat pe ea în pădure și cine l-a pușcat pe bărbatul meu? Doamna Potcovaru, ancheta continuă. Merge pe loc. Nu? În lipsă de dovezi. Nu aceia le găsiți. Cum ziceam? Stai puțin, că sunt în covalescent. Așa. Cum ziceai? Cum ziceam, sunteți viu. Da, ce să faci? Medicina bâșbuie, nu le știe nici ea. Nu? Aveți de dat o explicație? Dacă ați mințit împreună cu domnul doctor, atunci o să... O să ce? Bă, eu l-am făcut bine pe bărbatul meu, cu vrăjilii mele. Ia, ia, tăticule, am observat că de la balcon. Ce se întâmplă aici? Vrei să dau pe ăștia afară? A, bine, bine. Bine, dacă nu vreau să te vizionez pe la închisoare. Taci, fă din gură. Dar ce, Stivene, ți se pare că nu ne descurcăm singuri? Păi, nu știu. Nu, mie mi se pare că nu vă descurcați. Pentru că, haide să fim serioși, toată treaba asta cu vrăjile. Nu ține. Doamne, bate peste gură, cum să spui așa ce? Zici?